marcat primul gol al echipei tale, dar cred că bucuria mai mare a fost când ai fost în poartă, nu? Da, păi în timp ce am fost în poartă am reușit să egalăm și să întoarcem. Primul gol e important într-un meci ca asta în care ești condus cu 2-0 și trebuie să câștigi campionatul, să câștigi meciul ca să câștigi campionatul. Dar cel mai important e că reușim să câștigăm, nu contează cine a marcat, nu contează cine a stat în poartă, cine a fost pe teren. Important e că la sfârșit s-a întâmplat fix ce ne-am propus de la începutul meciului. Aproape toate durata partidei a fost pe locul 2 în campionat, pentru că Redi Tuluzi a bătut clar pe terenul 1. Cum a fost la final? Două goluri într-un minut? A fost un meci foarte greu. Ei sunt o echipă cu forță. Sunt convins că dacă aveau mai multe schimbări astăzi, era mult mai greu decât a fost, deși a fost foarte greu. Și ei nu prea mai aveau pentru ce să tragă neapărat anume, deși puteau trage la locul 3, dar Palermo avea un meci ușor. La un moment dat Palermo a fost condusă. Da? Tocmai de-aia ei n-au știut și chiar mă întrebam ce se întâmplă. Dacă le-ar spune cineva că în momentul ăla erau pe locul 3, probabil cam vreo 5 minute au fost pe locul 3. Probabil că au aflat și de-aia s-au relaxat. S-ar putea să fie și ăsta un motiv. Oricum noi am tras cu dinții de rezultat de fiecare minge, mai ales în repriza a doua. Am fost inspirați tot sezonul, deși n-am fost pe primul loc tot sezonul. În partea a doua s-au încurcat cele mai multe echipe din față, 3-4 echipe. Noi am fost locul 4-5 în turul campionatului. Dar ne-am propus să ajungem aici și mă bucur că am reușit. Cum e să fii campion? E foarte bine, e foarte bine. Am mai trecut prin asta în alte competiții în anii trecuți. Sunt la fel de bucuros de fiecare dată, așa că e foarte bine. În Liga a doua ce vă propuneți? Urmează să discutăm, ne-am concentrat doar pe primul loc. Am înțeles. De victorii cap de competiție, un plus și un minus al competiției? Spre final, ca și minus, mă gândeam la arbitraj. Dar spre final, cel puțin, ultimele 7-8 etape s-a schimbat foarte mult și asta în bine. Nu e cum ne-am dorit toți, că nu o să fie niciodată. Dar s-a schimbat foarte mult în bine chestia asta. Nu știu, nu-mi vin acum, sunt campion, nu-mi vin minusuri în cap, nu știu. E de ajuns, da. Și plusuri, uite, meciul ăsta, se întâmplă chestia asta, de la 2-0 revii și câștigi. E minunat, e foarte bine. Am înțeles, baftă multă!